începând cu versetul 3 spune: când eram încă fiul la tatăl meu și fiul cingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea. Și acest mare om al lui Dumnezeu, acest om nespus de înțelept, și-a dat seama și a realizat că totul a început de când era încă copil. Și fiind faptul că găsește cu cale să menționeze aceste lucruri, spune despre faptul că el găsește că este important ca fiecare copil, de când este micuț, gingaș și vine în casele și în familie noastre, să îi se oferă o anumită învățătură. Și chiar el însuși aici ne spune cuvintele pe care împăratul David, tatăl său, le spunea lui. Și împăratul David îi spunea: păstrează bine în minte, în inima ta, cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Iată că de când era mic copilaș, împăratul Solomon, părinții lui au avut grijă ca fie ei, fie prorocul Natan, să ofere învățătura acestui copilaș cu numele Solomon și să-l pregătească încă de pe atunci pentru viață. Desigur că unui copilaș nu poți să te apuci să înveți orice lucru, dar vedem aici cuvintele pe care David le spunea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Un prim lucru care putem să învățăm copiilor noștri este ascultarea. Și așa cum spune și în Deuteronom, în capitolul 5, spune: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, cum ți-a poruncit Domnul, ca să ai zile multe și să fii fericit în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Iată că același lucru le spunea și David. Ca să trăiești, ca să ajungi un om împlinit în viață, ca să fii păzit de capcanele și să fii biruitor în luptele care se vor da în viața ta, copile, învață, de când ești mic, învață să fii supus, învață să asculți. Și Solomon, luând aceste cuvinte de bine, a realizat că trebuie să le dea mai departe și de aia a găsit cu care să le scrie aici pentru însuși copiii lui, ca și ei la rândul lor, să învețe să fie ascultători. Împăratul Solomon știa că în viața fiecărui copil este o vreme în care se poate semăna. Și cu toții care suntem părinți știm lucrul acesta. Este o vreme în care poți să spui copiilor tăi și ei o să primească învățătura pe care le dai. Și timpul ăsta este un timp potrivit în care tu poți să sădești în ei sămânța credinței, sămânța ascultării față de pământ, față de părinții tăi. Și am vrea ca fiecare dintre noi să ne gândim bine. Lupta pentru sufletele copiilor noștri se dă încă de la început, din primii ani ai lor de viață. Și este important ca noi să nu lăsăm lucrurile să treacă, ci este important ca noi să ne implicăm în viața copiilor, oferindu-le învățătură. Și împăratul Solomon, după ce le amintește copiilor săi și le spune cât de importantă este ascultarea, el este conștient că este o vreme în care copiii crescând vor asculta poate tot mai puțin și tot mai puțin vor lua minte la sfaturile părinților. Și crescând și crescând, văzând că pot să facă și ei, pot să iei și ei decizii, vor ajunge la o vreme la care va trebui chiar ei însuși să facă niște alegeri pentru viața lor. Și atunci împăratul Solomon continuă și spune: iată începutul înțelepciunii pentru fiecare om. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Pentru că în biserica noastră sunt mulți copii și care s-au născut aici, poate unele cuvinte
sunt mai grele de înțeles, de aia am căutat să explic cuvântul a dobândi. Și cuvântul a dobândi înseamnă a obține ceva prin muncă, prin efortul și prin perseverență. Și Împăratul Solomon le spune fiilor săi, în ziua când veți începe voi să luați decizii pentru voi și să faceți primii pași în viață voi de unii singuri, nu uitați aceste vorbe, căutați înțelepciunea și căutați priceperea. Și cum spune el, dobândiți-o, vrea să spună că înțelepciunea și priceperea nu sunt niște lucruri pe care le vom primi, doar sunt cu mâinile în sân și ne făcând nimica. Este o căutare pe care trebuie să o facem fiecare dintre noi. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre înțelepciunea despre care vorbea Solomon. În lumea noastră sunt cu siguranță mulți oameni nespus de înțelepți. Sunt oameni, sunt filozofi, sunt profesori, sunt oameni care prin știința lor și cunoașterea lor sunt oameni care sunt puși pe făcut răul și a înșela alți oameni. Și faptul a avea multă cunoștință nu înseamnă a fi neapărat un om înțelept. Pentru că toți oamenii ăștia, la un moment dat în viața lor, vor face un lucru sau altul care va contraveni legii eterne a lui Dumnezeu. Și un om nu poate să fie numit înțelept atunci când, prin trăirea lui, el mere împotriva voiei lui Dumnezeu. Pentru că am putea să spunem că este o nebunie, pentru că știm că legea lui Dumnezeu rămâne în picioare și știm că El este Cel care va judeca orice faptă și orice fapt ascuns a oamenilor. De aceea un om poate să fie el oricât de înțelept, dar dacă nu trăiește ascultând după legea și poruncile lui Dumnezeu, omul acela nu este un om înțelept. În cartea sa, Împăratul Solomon ne spune aici atât de clar, frica Domnului este începutul înțelepciunii. Adică să te temi, să știi că este cineva care pedepsește orice faptă. Înainte să faci orice, gândește că este cineva care vede și va răsplăti fiecărui om, fiecărui faptă. Și un lucru care m-am întrebat, oare de ce spune Împăratul Solomon despre înțelepciune, care este cunoașterea legilor și poruncilor lui Dumnezeu și păzirea lor, de ce după aia spune să căutăm și priceperea? Sunt mulți oameni în lumea noastră care urmează tot felul de religii și tot felul de învățături, dar ei nu le pricep rostul. Și poate niciodată în viața lor n-au stat să se gândească care este locul, rostul acestor lucruri. Dar cu Dumnezeul nostru este diferit. Aici cuvântul pricepere este cu sensul de a înțelege. Și Dumnezeu vrea ca noi nu doar să cunoaștem legile și poruncile Lui, ci vrea ca noi să le înțelegem. Pentru că înțelegând ne va fi și mai ușor nouă să le facem și le vom face cu plăcere. Pentru că legile și poruncile Domnului, în mare lor parte, dacă nu în totalitate, sunt pentru binele nostru, de fapt. Dumnezeu, așa cum Solomon a scris această carte, din izvorul dragostei sale pentru fiii săi și cu atâta inimă, să spun așa, tot așa și Dumnezeu ne-a lăsat această carte, Biblia, și legile și poruncile Lui, ca să le învățăm, dar El vrea să le și înțelegem. Pentru că ele sunt, până la urmă, pentru binele sufletului nostru. Și am vrea că atunci când citim din Biblie, să stăm și să ne gândim care este rostul lucrurilor acestora pe care Dumnezeu vrea să ne învețe. Și vom descoperi că Dumnezeu vrea pentru noi doar binele nostru, așa cum un tată dorește pentru copiii săi tot ce este mai bun, așa și Dumnezeu dorește pentru noi tot să avem și să fim și să avem tot ce este mai bun în viața noastră. Și învățăturile Domnului și poruncile Lui
sunt pentru noi ca o lumină pe candela, pe cărarea noastră și scopul este ca prin viața asta, cu atâtea lupte și cu atâtea primejdii, cu atâtea ispite, noi să nu cădem. Să nu cădem. Am ales aici câteva exemple de învățături pe care le găsim aici în Cartea Domnului și în Cartea Proverbelor. Și înțelepciunea aceasta, care este cunoașterea legilor și poruncilor lui Dumnezeu, începe de la lucrurile cele mai mici. Și în capitolul 1, versetul 3, spune că înțelepciunea folosește pentru căpătarea învățăturilor de bun simț. Și Dumnezeu găsește un om înțelept dacă omul acesta are chiar și acest lucru, să aibă bunul simț. Să vorbești politicos, să fii respectuos, să nu arunci gunoaie pe străzi, chiar și aceste lucruri Dumnezeu vede că și aceste lucruri micuțe trebuie făcute. Apoi, înțelepciunea pe care trebuie să o învățăm de la Dumnezeu este cea care ne dă cunoștință despre dreptate, despre judecată, despre nepărtinire. Cu alte cuvinte, ne învață ca să fim oameni corecți în viața noastră. Și fiecare dintre noi, în fiecare zi, trebuie să facem niște alegeri și alegerile pe care trebuie să le facem noi trebuie să fie niște alegeri drepte și trebuie să fie făcute cu nepărtinire și cu o judecată bună. Apoi, tot în Cuvântul lui Dumnezeu, un alt exemplu de învățătură pe care Dumnezeu îl dă în Proverbe 19 cu 17 spune: cine are milă de sărac, acesta om împrumută chiar pe Domnul. Și este aici un pas al credinței, dar Dumnezeu ne învață ca și noi, la rândul nostru, să avem milă, să fim niște oameni miloși. O altă învățătură, am găsit-o în Proverbe 10, spune: cine vorbește mult, nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce ține buzele este un om chibzuit. Și Dumnezeu știe că din cuvintele noastre vom fi osândiți și din cuvintele noastre vom fi scoși. Și de-aia trebuie să facem foarte mare grijă și El ne spune: aveți grijă la cuvintele voastre. Sunt multe cuvinte care sunt nefolositoare, sunt multe cuvinte care mai bine nu le-am spune, sunt multe cuvinte care, prin care manifestăm necredință și ne facem nouă înșine rău. Trebuie să avem grijă la ceea ce spunem și vorbim. Înțelepciunea și priceperea trebuie căutate, așa cum spune Solomon, trebuie făcute eforturi și trebuie muncit pentru a le avea. Însă, să știți că ele sunt niște lucruri care aduc niște beneficii foarte, foarte mari în viața noastră. Și Solomon continuă și spune fiilor săi: nu părăsiți înțelepciunea, căci ea vă va păzi. Iubiți înțelepciunea, ea vă va ocroti. Și așa cum am spus și mai înainte, legile și poruncile Domnului sunt date, de fapt, cea mai mare parte a lor, acum toate, pentru folosul și pentru binele nostru, pentru a ne păzi. Și putem doar să facem un exemplu practic, dacă ar fi să ne uităm la oamenii din jurul nostru și să vedem în câte patimi sunt acești oameni, o să vedem câte familii nenorocite, o să vedem câte familii destrămate, o să vedem câți oameni fără pace, o să vedem câți oameni care sunt cu moralul la pământ descurajați, o să vedem câți oameni care ajung la concluzia că este mai bine să-și pună capăt zilelor. De ce toate lucrurile astea? Pentru că ei în viața lor au făcut niște alegeri și alegerile lor îi urmează. Dacă ar fi știut numai ca să ia aminte la învățăturile Domnului, ele sunt viață și sunt sănătate pentru trupurile noastre.
Și așa cum spune aici, înțelepciunea, când o avem, ea ne păzește. Ne păzește pe noi, ne păzește familiile noastre, ne păzește copiii noștri. Ne păzește de lucruri pe care noi nu le știm și ea ne păzește. Un pic mai jos, Împăratul Solomon enunță și spune un alt beneficiu al înțelepciunii. Spune, înalță-o și ea te va înălța, ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Primul lucru care se cere este ca noi să căutăm înțelepciunea, spune aici, înalță-o, să o punem pe primul loc în viața noastră. Și dacă vom pune înțelepciunea pe primul loc în viața noastră, adică păzirea legilor și poruncilor Domnului, această înțelepciune este cea care va aduce în viața noastră binecuvântarea. Și nu o să citesc acum, dar în Psalmul 128 sunt descrise mai multe lucruri pe care Dumnezeu le dă în viața unui om, un om care este binecuvântat de Dumnezeu. Și spune acolo că un om care este înțelept, este un om care este binecuvântat de Domnul, omul acela va fi fericit în mijlocul lucrului său, în mijlocul muncii sale. Și ca să fii fericit aici, pe acest pământ, nu trebuie neapărat să ai mulți bani, nu trebuie neapărat să ai o casă extraordinar de luxoasă, nu trebuie să ai mașina de ultimă generație, ci sunt oameni care sunt fericiți în mijlocul muncilor și lucrurilor de fiecare zi, pentru că sunt binecuvântați de Domnul. Spune acolo că poți să fii fericit în mijlocul familiei tale. Iată o altă fericire pe care Dumnezeu a lăsat-o ca să ne bucurăm de aici, pe pământ. Și anume să avem o familie, un mic colț de rai de care să ne bucurăm. Un loc în care să ne refugiem după toate luptele și toată gălăgia ce este afară, mergem acolo, un micuțul nostru colț de rai și putem să fim fericiți împreună cu familia noastră. Apoi spune că poți să fii fericit alături de partenerul tău de viață. Dumnezeu îți poate da o soție și un soț care poate să fie o binecuvântare pentru tine. Și Dumnezeu a spus că nu este bine ca omul să fie singur. Și cu toții avem nevoie de acest ajutor. Dar în mod deosebit, înțelepciunea aceasta ne înalță prin faptul că prin păzirea legilor și poruncilor lui Dumnezeu noi putem să avem pace cu Dumnezeu. Și lucrul ăsta este lucrul cel mai important, poate, din viața noastră, pentru că sufletele noastre tânjesc pentru a avea pace cu Dumnezeu. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că El a găsit cu cale ca noi să putem avea pace cu El într-o zi ca aceasta. Apoi, Împăratul Solomon mai enunță un lucru pe care înțelepciunea și priceperea, când le avem, le aduce în viața noastră și spune că ea, înțelepciunea, îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Frați și surori, știm că fiecare dintre noi mergem pe acest drum al vieții și într-o zi acest drum se va sfârși. Și este doar două posibilități. Una este rușinea și ocara și cealaltă este această cunună împărătească pe care o putem primi. Apostolul Pavel spunea și el despre această cunună: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii. Și spune el că însuși Domnul, judecătorul cel drept, i-o va da. Și apoi adaugă, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Ce trebuie să știm noi este că la sfârșitul vieții noastre depinde de alegerile ce le facem, drumul nostru în lumea aceasta. Dacă ne păzim
și știm să urmăm calea Domnului până la capăt. Dacă luptăm lupta aceasta bună și ne sfârșim alergarea, într-o zi vom primi această cunună de slavă. Și mă gândeam la acest mare înțelept Solomon, cât a fost el de mare și de înțelept. A scris multe proverbe, multe sfaturi, dar Biblia mărturisește despre el că spre sfârșitul vieții lui, până atunci a făcut tot felul de lucruri și și-a permis și a încercat una și alta, a fost un om tare. Dar a ajuns un moment în viața lui, cu toată înțelepciunea lui, când n-a vegheat și n-a continuat să lupte această luptă până la capăt. Și Biblia mărturisește despre el că acest om a ajuns să aducă sacrificii sau ardeși pe altarele altor Dumnezei. Și mă gândeam, oare cum s-a întâmplat ca omul acesta, un om așa de înțelept, un om așa de mare, un om pe care Dumnezeu însuși a binecuvântat cu înțelepciune, cum s-a întâmplat ca el să ajungă să facă lucrul acesta? Și în Cartea Proverbelor, și s-a vorbit despre aceasta, fratele Soirene a vorbit, nu cu mult timp în urmă, ne spune că păzește-ți inima mai mult ca orice, că din ea ies izvoarele vieții. Și fratele Soirene a vorbit despre acele porți prin care se ajunge la inima noastră. Și acest împărat Solomon, în mijlocul măreției și slavei lui, a început să pune tot felul de lucruri în fața ochilor săi. Spune la un moment dat că avea vreo 700 de neveste. Spune că aurul era din Belșug și argintul acolo pe străzi la Ierusalim. În Cântarea Cântărilor ne vorbește că și-a făcut acolo o caleașă cu tot felul de viteji care mereau. Și a pus tot felul de lucruri înaintea ochilor. Și a pus. Și încet, încet, prin poarta inimii lui, aceste lucruri au intrat acolo. Și iată că, spre sfârșitul vieții lui, toate aceste lucruri n-au rămas doar acolo, făcute așa. Și au început să iasă la iveală. Noi nu știm sfârșitul acestui om, știm doar că a trăit vreo 58 de ani pe pământul acesta, până la urmă, n-a fost o viață așa de lungă. Dar faptul că a fost un om așa de înțelept, un om care a învățat pe alții, un om care era apreciat de alții, și faptul că la un moment dat n-a vegheat și a îngăduit sufletului său și inimii sale să primească și altfel de învățătură și altfel de lucruri, l-a făcut să cadă. Și dacă el, acest om înțelept, a ajuns în această postură, cât mai mult noi trebuie să avem grijă ce punem înaintea ochilor noștri și ce ajunge la auzul urechilor noastre și ceea ce punem pe buzele noastre. Toate aceste lucruri sunt ca o sămânță în inima noastră care ne slăbesc pe noi și cu care trebuie să luptăm. Este firea noastră pământească care se bucură de ele. Și am vrea să rugăm pe Dumnezeu ca El să ne dea înțelepciunea, ca noi să veghem asupra acestor porți care duc la inima noastră, să ne păzim inima. Ca să fim niște oameni înțelepți, Dumnezeu ne-a lăsat aceste sfaturi și învățături și noi ar trebui să ne hrănim fiecare dintre noi în fiecare zi, măcar puțin, și să gândim și să cugetăm asupra acestor lucruri, să strângem cuvântul Lui în inimile noastre ca să nu păcătuim împotriva Lui. Și vreau să spun ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta și Dumnezeu să ne ajute ca să isprăvim această luptă și să o ducem până la capăt, ca nu cumva să cădem, pentru că așa cum cântam și cântarea aceasta, pe să dăm veșnicia pe un fum, pe un scrum, nu se merită.
Și aș zice ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Măriți să fie. Binecuvântat să fie Domnul. Știm că înțelepciunea se găsește în primul rând pe pagina Sfintelor Scripturi și care zicea lui Timotei să cauți, să cunoști. După aceea știm că înțelepciunea vine la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Solomon a primit înțelepciunea și când a scris cartea Proverbelor a fost inspirat de Dumnezeu cartea aceasta și dacă citești din capitolul 9 a ajuns să vezi că vorbește despre Domnul Hristos, despre unde e bucur și a înțelepciunii. Ce doresc acum la încheiere? Doresc ca să ne rugăm ca Domnul să ne dea înțelepciune și pricepere. Înțelepciunea așa că este în vigă toate curatul. Ne rugăm pentru fratele Cristian ca Domnul să-l binecuvânteze să-l întărească în urma slujirii lui. Vreau să spun că de multe ori mi se întâmplă și mie se întâmplă la mulți, în urma unei slujiri să te duci acasă peste noapte. Domnul să-i dea putere și iar noaptea asta intră iar la lucru, să dormim numai două ore, este foarte obosit. Domnul să-i dea putere. Să ne rugăm ca Domnul să ne păzească, să ne protească, să ne binecuvânteze pe noi și pe noi. Să ne ridicăm în picioare.